Până mâine, 2 decembrie, la ora 22, meteorologii au emis o atenționare cod galben de ninsori, strat de zăpadă și intensificări ale vântului. În acest interval temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare pe arii extinse în sudul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, unde local stratul de zăpadă nou depus va depăși 10-15 cm. Atenționarea este valabilă și pentru județul Hunedoara. Vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăși la rafală 50-60 de km pe oră în Oltenia, Muntenia și Transilvania, iar la munte și în sudul Banatului va sufla tare, cu peste 80 de km pe oră. Local și temporar, zăpada va fi viscolită. Mai mult decât atât, în această perioadă, pe drumurile naționale și europene, CNADNR SA acționează preventiv, împrăștiind materiale antiderapante pe sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi, pe care există riscul formării lunecușului și poleiului. De asemenea, împotriva depunerii poleiului și a zăpezii pe suprafața părții carosabile, se acționează pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi cu utilaje de dezăpezire și materiale antiderapante, conform normelor în vigoare. În acest context, CNADNR SA recomandă tuturor participanților la trafic să pornească la drum doar cu autovehiculele echipate cu pneuri de iarnă, să culeți cu material antiderapant și lopată, să aibă o conduită preventivă în trafic, să folosească cât mai mult frâna de motor și să evite depășirile acolo unde nu există suficient spațiu și suficientă vizibilitate pentru a fi executate în condiții de maximă siguranță. Șoferii se pot informa înainte de plecarea la drum asupra stării rețelei de drumuri naționale la dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă la numerele de telefon 021 9360, tel verde 0800 80 93 60. De asemenea, șoferii pot furniza și obține informații despre starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi la dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă sau pe pagina de web a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, www.cnadnr.ro.